Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu. Credeți că aflăm azi cine l-a creat pe diavol? Să vedem! Mulți oameni sunt frământați de întrebări cu privire la diavol. Cine este el? Care este originea lui? A fost creat de Dumnezeu? Dumnezeu l-a făcut rău? Dragii mei, mi-am propus să găsim împreună răspunsuri la aceste frământări. Diavolul este un heruvim ocrotitor creat de Dumnezeu. La Ezechiel 28:12-18 avem o prorocie împotriva împăratului Tirului, în care se vorbește și despre Satana sau diavolul. Din acest text aflăm că el a fost un înger ocrotitor creat de Dumnezeu și a fost fără prihană din ziua în care a fost creat până în ziua când a fost găsit nelegiuire în el. Iată textul. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonii, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihan în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, rupim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște, împărați. Căderea diavolului. În Isaia 14:12-15 avem o altă prorocie, deja împotriva împăratului Babilonului. Aici din nou avem și o prorocie despre Satan, care ne dă mai multe detalii despre căderea lui. Cum ai căzut din cer, Lucifer cel lucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Faptele diavolului. Haideți să vedem ce spun scripturile despre Satana. 1. Este cel care aduce pâră împotriva sfinților înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru este confirmat de următoarele texte. Pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, Apocalipsa 12:10. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Zaharia 3:1. De ce Satana pârăște pe sfinți înaintea lui Dumnezeu? Din simplu motiv că el nu poate să se atingă de oameni fără permisiunea lui Dumnezeu. De unde știm asta? La Luca 22:31-32 vedem că Domnul Iisus spune lui Simon Petru că Satana a cerut să-i cearnă ca grâul. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Același lucru îl vedem și la Iov, capitolele 1 și 2. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui?
Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Iov 1:6-12. Citind mai departe textul din Iov, veți vedea că Satana nu s-a atins de Iov decât în măsura în care i-a permis Dumnezeu. Mai întâi de tot ce era al lui, apoi de trupul lui, dar nu s-a putut atinge de viața lui, fiindcă Dumnezeu i-a interzis. Satana ispitește. În Biblie chiar este numit și ispititorul. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Matei 4:1-3. La Matei, capitolul 4, este descris felul cum Satana sau diavolul a ispitit pe Domnul Iisus. Același lucru l-a făcut și cu Iov. Dorința lui cu privire la Iov era ca să-l facă să blasteme pe Dumnezeu. Iată ce îi spune lui Dumnezeu. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Iov 1:11. Dar Iov a rămas tare în credință, chiar dacă și soția lui găsea că este mai bine pentru el să blasteme pe Dumnezeu și să moară ca să nu se mai chinuie. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Vedem că Satana este cel care ispitește, dar o face nu fără permisiunea lui Dumnezeu. Și noi avem o mare mângâiere pe paginile Sfintelor Scripturi pentru vremurile grele când trecem prin încercări și ispite. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Corinteni 10:13. Este mincinos și folosește minciuna ca să ducă pe oameni în rătăcire și la pierzanie. Prin înșelăciune, Satana și-a câștigat lumea pentru sine în grădina Edenului. Prin înșelăciune a făcut pe om să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu și astfel să atragă blestemul morții asupra sa și asupra întregii omeniri, după cum este scris în Roman 5:12. După cum, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Iată ce spune Domnul Iisus despre Satana. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Ioan 8:44. Ca să poată înșela oamenii, el se poate preface și într-un înger al luminii. Iată ce scrie apostolul Pavel bisericii din Corint. Chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Corintenii 11:14. De aceea apostolul Ioan previne pe credincioși în prima sa epistolă. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Ioan 1:4-1-3. De aici vedem cât este de important să cunoaștem Scripturile pentru a nu ne lăsa înșelați de proroși și învățători mincinoși. Satana nu vine cu coarne și copite ca să ne înșele, ci se preface în sfinți ca să fie mai credibil. Se folosește de oamenii care nu veghează. La Petru avem îndemnul, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tercoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Iată la ce însuflețește Satana pe oamenii care nu veghează. A intrat în Iuda și l-a făcut vânzător. Ioan 13:2. În Fapte 5:3, apostolul Petru mustră pe Anania. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta?
Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Fapte 5, 3, 4. Judecata și nimicirea diavolului. Dar ce este un heruvim? Pentru cei care nu știu, heruvimul este un înger care urmează ierarhic după arhanghel. Iată ce spun scripturile despre îngerii căzuți. Focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, Matei 25,41. El, Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, Iuda 1,6. În Apocalipsa 12,9 scrie, și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerul lui. În Apocalipsă se scrie că satana, balaurul, strânge pe împărații pământului la Armagedon sau Valea Iosafat, care este între muntele măslinilor și Ierusalim. După lupta de la Armagedon, satana va fi legat pentru 1000 de ani și aruncat în adânc. Apocalipsa 20:2-3. După împărăția de 1000 de ani va fi dezlegat, va înșela lumea și o va ridica împotriva sfinților. Atunci, cei care îl vor urma vor fi nimiciți, iar satana va fi aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Apocalipsa 20:7-10. În Evrei 2:14-15 ne este relatat cum a fost posibilă nimicirea diavolului. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtați sângelui și cărnii, tot așa și el însuși, Domnul Iisus, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin fica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și totuși nu avem cum să nu ne întrebăm, dacă Dumnezeu a știut că satana se va răscula, de ce l-a creat? Aceasta este o întrebare cu două părți. Prima parte este, a știut Dumnezeu că satan se va răscula? Știm din Scriptură că Dumnezeu e omniștient, care în mod literal înseamnă atotcunoscător. Versetele din Iov, Psalmul, Proverbele, Isaia și Ioan ne arată fără nicio urmă de îndoială că cunoașterea lui Dumnezeu e infinită și că El cunoaște tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, ceea ce se întâmplă acum și se va întâmpla în viitor. Privind la câteva dintre superlativele din aceste versete, a cărui știință este desăvârșită, priceperea lui este fără margini, cunoaște toate lucrurile, este limpede că cunoașterea lui Dumnezeu nu e numai mai mare decât a noastră, ci este infinit mai mare. El cunoaște toate lucrurile în întregime. Dacă cunoașterea lui Dumnezeu nu e perfectă, atunci înseamnă că există o deficiență în natura lui. Orice deficiență în natura lui înseamnă că nu poate fi Dumnezeu, pentru că tocmai esența lui Dumnezeu impune perfecțiunea tuturor atributelor lui. Prin urmare, răspunsul la prima întrebare este da. Dumnezeu a știut că satan se va răzvrăti. Să trecem la a doua parte a întrebării. De ce Dumnezeu l-a creat pe satan știind dinainte că avea să se răzvrătească? Această întrebare e puțin mai complicată pentru că punem întrebarea de ce la care Biblia de obicei nu ne dă răspunsuri cuprinzătoare. Cu toate acestea, trebuie să putem ajunge la o înțelegere limitată. Am văzut deja că Dumnezeu e omniștient, așa că dacă Dumnezeu a știut că Satan se va răzvrăti și va cădea din cer și totuși l-a creat, trebuie să însemne că această cădere a lui Satan a fost parte din planul suveran al lui Dumnezeu de la început. Niciun alt răspuns nu ar fi logic, având în vedere ce am văzut până aici. Mai întâi trebuie să înțelegem că a ști că Satan se va răzvrăti nu e același lucru cu a-l face pe Satan să se răzvrătească. Îngerul Lucifer a avut o voință liberă și a făcut propriile lui alegeri. Dumnezeu nu l-a creat pe Lucifer ca diavol, el l-a creat bun. Geneza 1:31. În încercarea de a înțelege de ce l-a creat Dumnezeu pe Satan știind că se va răzvrăti, trebuie să luăm în considerare și următoarele detalii. Satan a avut un scop bun și perfect înainte de cădere. Rebeliunea lui Satan nu schimbă planul inițial al lui Dumnezeu din ceva bun în ceva rău. Suverenitatea lui Dumnezeu se extinde și asupra lui Satan, chiar și în starea sa de cădere.
Dumnezeu poate folosi acțiunile rele ale lui Satan ca în cele din urmă să ducă la împlinirea planului sfânt al lui Dumnezeu. Vezi Timotei 1:20 și Corinteni 5:5. Planul de mântuire a lui Dumnezeu a fost hotărât din veșnicia trecută, Apocalipsa 13:8. Mântuirea face necesar să existe ceva din care să fii salvat și astfel Dumnezeu a îngăduit răzvrătirea lui Satan și răspândirea păcatului. Suferința pe care a adus-o Satan în lume a devenit de fapt mijlocul prin care Iisus, în umanitatea sa, a fost făcut salvatorul absolut și perfect al omenirii. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Chiar de la început, planul lui Dumnezeu în Hristos a inclus nimicirea lucrării lui Satan, vezi Ioan 1:3-8. În cele din urmă, nu putem ști cu certitudine de ce l-a creat Dumnezeu pe Satan, știind că se va răzvrăti. E tentant să presupunem că lucrurile ar fi mai bune dacă Satan nu ar fi fost creat sau să afirmăm că Dumnezeu ar fi trebuit să facă lucrurile diferit. Dar astfel de ipoteze și afirmații nu sunt înțelepte. De fapt, să pretindem că știm mai bine decât Dumnezeu cum se conduce universul, înseamnă să cădem chiar în păcatul lui Satan de a se promova pe sine mai presus decât cel prea înalt. Isaia 14:13-14. Ca să lămurim cine este Satan, iată definiția acestuia. Satan, dracul, demonul, diavolul, este în creștinism spiritul răului, cel care subminează stabilitatea religioasă și morală a omului și îl răzvrătește contra lui Dumnezeu. Conform teologiei creștine, la început diavolul era bun, dar prin faptele pe care le-a făcut a fost îndepărtat de Dumnezeu. Diavolul a hotărât să se răzbune, stricând lumea creată de Dumnezeu. Conform Bibliei, diavolul este Dumnezeul acestei lumi, iar Dumnezeu este conducătorul acestei lumi, cât și al întregului univers. În iudaism, diavolul este slujitorul fidel al lui Dumnezeu, el fiind un înger ascultător. În iudaism, îngerii nu pot decât să asculte poruncile lui Dumnezeu. Înger care este folosit de Dumnezeu pentru a încerca oameni. Evrei susțin că pasajele interpretate de creștini ca referindu-se la diavol se refereau de fapt la niște adversari militari a Israelului antic. În viziunea iudaică, diavolul este pe tot atât de puțin dușmanul lui Dumnezeu, pe cât un procuror oarecare este dușman al statului de drept. Conform evanghelilor, în timpul ispitirii lui Iisus, diavolul lasă de înțeles că el este stăpânul tuturor țărilor din lume. Diavolul a mai dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate regatele lumii și splendoarea lor. Apoi i-a zis, toate acestea ți le voi da ție, dacă te vei prosterna și mie te vei închina. Evanghelia după Matei 4:8-9. Același lucru reiese și din Evanghelia după Ioan 12:31. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și am speranța că acest documentar v-a fost de folos. Vă mulțumesc că ne urmăriți și nu uitați că vă aștept cu drag și data viitoare.